Așadar ne vom îndrepta, o să las să treacă, să treacă cele două mașini, ca noi să putem circula mai în liniște, la sensul giratoriu. O să ne încadrăm pe prima bandă, tocmai pentru a lăsa circulația. Am intrat deja pe Libertății și am trecut chiar în acest moment de celebru bloc Evazatu. Observați semne de oprire interzisă pe variantă, pentru că aici e traficul, toate mașinile care tranzitează Oneștiu trec pe, pe această stradă. De fapt sunt trei străzi mari și late, Bulevardul Republicii cu care am început, Bulevardul Oituz cel de-al doilea și aceasta este al treilea drum principal, varianta de pe Libertății 5. Aici am trecut pe lângă, sau trecem pe lângă Dohotaru, firma de construcție, nu? El urmează. La drum este și o farmacie, dacă treceți prin Onești, asta este o farmacie imediat și chiar în drumul dumneavoastră. Pe aici, la stânga, se poate intra pe strada George Bacovia. Eu arăt cu mâna de parcă m-aș filma eu. Așa. O să las un pic avaria să vadă cel din spatele meu că am o problemă și că merg un pic mai încet. Că sunt multe mașini parcate. A, omul a avut o problemă aici, o pană, m-am mirat și eu de ce a parcat pe bulevard. O vulcanizare aici. Ăsta e drumul spre? O luăm la dreapta? Pe a, intru pe, intru pe prima bandă. Am, domnul Ponta mă pilotează din partea dreaptă, sper să nu mă răstorn. Credeam că mă duc, asta ce drum este din dreapta? Nu, era un drum aici spre nu știu care zi, cum se cheamă aici în zona asta. Aici e la Cleanu, uitați mașina lui Cleanu care este un mare leu, Bacău 32 leu. Cleanu cred că doarme la ora asta. Hai să mă asigur să nu fie mașini. Restaurantul ăsta îl recomand pentru cei care vor să asculte manele. Asta e. Nu comentez eu toată treaba asta. În curând vom ajunge prin dreptul, e un market aici în dreapta, cum se cheamă? Lidl. Da, e mai recent făcut. Și ajungem intersecția cu Belvedere la stânga, deci sensul de la cu varianta cu Libertății. Aici este complexul comercial Lidl. Pe dreapta foarte multe supermarketuri în Onești, o spălătorie unde spăl și eu mașina, o recomand, spălătoria, aici covoare. Am adus și covor la spălat. Trecem de acest sens giratorul și în continuare suntem pe variantă. O benzinărie aici pe dreapta, MOL, scrie B-MOL Oil, e o combinație așa de denumiri. Deci încă o benzinărie aici pe variantă, pe Libertății. Eu bănesc că Libertății se cheamă în continuare aici, nu? După aia vom uita pe Mihai Bravo. Mihai Bravo va fi mai încolo. Așa. Servisul lui Axinia aici este un servis. Din fericire eu îmi fac mașina doar la reprezentanță. Asta nu înseamnă în caz de urgentă să vin și la domnul Axinia. La stânga este sens interzis, este drumul care vine de la mal prin față. Deja aici suntem pe sens unic. Drumul prost aici pe variantă, peticit, e adevărat, dar prost. Nu intru prin toate gropile, o să încerc să evit aceste gropi. Mai vedeți dumneavoastră peticile, nu, și zdrângări, se mișcă și camera probabil. O biserică, așa nu știu, acum foarte multe biserici. Suntem foarte religioși așa noi de felul nostru. Blocuri în această zonă, mal, e cartierul mal în continuare aici. Suntem pe Mihai Bravo. Dacă mașina care a ieșit acum, dacă am fi mers de unde a venit, ajungeam tot la pod, la meme. Așa, o vom lua la dreapta spre Dallas.
De altfel, acesta este drumul când mergi la Adjud. Dacă vrei să mergi spre Adjud, să o colești un pic. Dacă ai mașină mică, poți trece prin mijlocul Oneștiului, dar dacă ai... Dacă vii cu mașină de transport, numai pe traseu pe care am venit noi acum. În continuare, mergem cu o viteză relativ 35-40 de km la oră, pentru că ai un centru de colectare fier vechi. Cei care vor dori să-și facă reclamă pe televiziunea exclusiv, să ne spună dacă am o spălătorie. Oricum, le-am făcut suficientă reclamă cu acest material. Suntem în Dallas. Avem și noi cartierul nostru de lux din Onești. Avem și câini. Prin oraș astea de la bloc, câine. Mai văd unul pe zi. Înseamnă că aici în Dallas sunt mai mulți câini decât în alte zone. Adică te-am înțeles eu, la un moment dat veneau cu câine, îi aduceau aici în Onești. Aici la dreapta nu mai luăm spre Bucium. Este cunoscut drumul spre Bucium. Noi o să mergem pe variantă în continuare, vom ieși către... Hai să mergem și spre Bucium, hai să mergem, nu? Adrian îmi face semn disperat să nu o iau spre Bucium. Să încerc să depășesc aici blocajul acesta. Am reușit acest lucru. Pe stânga vă recomand restaurantul La Roata, domnul Mihu, Mihoc SRL, Roata, și centru reprezentanță auto al domnului Mihoc. Depozite de materiale de construcții și aici, în această zonă, iar încă o spălătorie. În continuare 30 de grade la Onești, zi plină de vară. Este foarte frumos. Uitați, camioanele vin obligatoriu pe aici pentru a merge spre Brașov. Aici e un cimitir sau un poligon? Cimitirul Red. E cimitirul Red, da, în dreapta. Sediul firmei Veris de taxi în dreapta. După aia urmează sediul, viitorul sediu al domnului Cășuneanu de la Paco SRL. Acum nu știu ce o să-și facă. Văd că au mers foarte greu construcțiile în, la această clădire. Încă s-au pus geamurile, văd, dar încă nu e finalizată clădirea. Suntem în continuare pe variantă, cum se spune. Depozite, reprezentanțe pe partea stângă. Câte mai sunt? Aici suntem aproape de intrarea, în dreapta va fi intrarea în restaurantul First Class. Și poligonul de tragere aici. Chiar acum trecem prin dreptul intrării de la First Class. Și intersecția de la, cum să-i spunem, de la combinat sau, da, spre combinat. Noi o să o luăm la dreapta spre Adjud. În stânga este intrare spre centru, în oraș. O groapă mare aici, chiar la centru ăsta, la sensul giratoriu. Așa. Aici, de asemenea, este o vulcanizare și un fier forjat, o firmă de fier forjat. Aici mi-am făcut eu pentru apartament grilajul. Acesta este drumul spre Adjud.